Polițiștii Serviciului Armei Explozivi, substanțe periculoase hunedoare, au desfășurat o acțiune în scopul verificării respectării legislației în domeniul operațiunilor cu produse de protecție a plantelor și îngrășăminte chimice. Acțiunea a avut loc în zona localităților Hațeg, Simeria și Orăștie, iar polițiștii au descoperit abateri grave, produsele fiind expirate sau nedepozitate corespunzător, lucruri care nu doar că nu protejează plantele, ci pun în pericol și sănătatea oamenilor. În cauza au fost deschise 4 dosare penale și a fost aplicată și o amendă de 50.000 de lei. Acțiunea polițiștilor a avut scopul verificării respectării legislației în domeniul operațiunilor cu produse destinate protecției plantelor sau îngrășăminte chimice și s-a desfășurat în zona localităților Hațeg, Simeria și Orăștie. Au fost descoperite și nereguli cu ocazia acestor controle. Ca urmare, polițiștii au fost nevoiți să întocmească 4 dosare de cercetare penală, special pentru nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor sau neluarea altor măsuri legale în acest domeniu. De asemenea, a fost aplicată și o sancțiune contravențională în valoare de 50.000 de lei unei persoane juridice care nu a depozitat corespunzător îngrășămintele chimice. Cu această ocazie, polițiștii au indisponibilizat aproape 14 tone de îngrășăminte chimice și peste 200 de litri de produse pentru protecția plantelor.